AfiCheck. Păi și eu fac una AfiCheck. AfiCheck, bine, nu mergem la Afi, dar... Outfit check. Știu, mă, dar eu zic AfiCheck. AfiCheck? Păi mai sunt, care zic așa. Așa se aude. S-a împlața check. Haideți, Andreea, haideți. Mulțumesc. Acesta, doamnelor și domnilor, este Florica. Bună dimineața la toată lumea, într-o zi însorită, superbă, de septembrie, sâmbătă. Este nou fix, deci mă iubește. Și am plecat la drum, în căutări, în explorări, de data asta nu la târg. În mod normal, noi sâmbătă sau duminică dimineață am fi fost cam pe acolo. Dar judecând după ultima lună cam așa, în care am tot bătut drumul și ne-am tot trezit de vreme și că am fost degeaba, am zis să schimbăm un pic foaia de data asta și mergem până în Dragonul Roșu. Rămăsesem cu un semnal întrebării de ultima dată când am fost acolo, nici nu mai știu ce am luat, parcă draperiile sau nu mai știu ce am. Ah, nu, catafeaua pe care am folosit-o la... catafeaua galbenă pe care am folosit-o la ce am mai avut eu de pozat, de filmat. Și, exact, și am rămas așa cu un gând că, măi, trebuie să venim într-o zi să vedem și noi ce mai au oamenii ăștia pe aici, pentru că sunt depozitele alea uriașe și nu o să mergem la toate, că nu ne interesează tot ce este acolo, nu mergem la haine, accesorii, mă rog, nu cred că o să mergem. Ne interesează acel depozit care vizează articolele pentru casă și chiar dacă mergem să căscăm gura, adică nu avem un plan precis, cumpărăm asta, vreau să mă uit de perdele, vreau să mă uit de draperii și vreau să mă uit și de covoare. Pentru că ar cam fi cazul pentru scară, de exemplu, nu este niciun covor acolo. Nu știu dacă ar fi chiar înțelept să-l punem acum, judecând după toată fățâiala pe care noi încă o facem, că evident după ce ajungem acasă, continuăm cu parchetul. Nu, dar asta zic, da, pentru că sunt multe materiale și mobilă și chestii care se tot cară. Deși dacă ar fi să-l luăm, nu l-am instalat chiar acum, dar este un lucru de care trebuie să mă interesez, pentru că nu prea găsesc covor pentru scară, vă dați seama, cred că va trebui ceva făcut la comandă și am zis să mergem acolo, fiind foarte multe magazine care comercializează așa ceva, atât cât le-am văzut noi, de câte ori am mers și am căscat gura, tot mai vedeam așa cu colțul ochiului cât un covor. Și mai sunt și celelalte camere unde tot așa nu avem covoare, deci o să fie nevoie oricum. Și e bine să inspectăm piața, să vedem ce se află acolo. Ce se află în dragonul meu. Ce a vrut să spună dragonul. Exact, ce a vrut să spună dragonul. Și tot așa pentru perdele și draperii, pentru că va fi nevoie, mai ales acolo în zona aia la Bufetescu. Nu cred că apucăm în vlogul ăsta, dar să știți că mi-am făcut în sfârșit curaj, sau mă rog, m-am adunat și am comandat masa aia cu picior. Știți despre ce vorbesc? Că v-am povestit de... Mi-a venit rău cu masa aia, dacă n-am întors-o pe toate părțile, v-am pus și pe voi în alertă, dacă vedeți, dacă știți, dacă... Mă rog, ea se găsea și încă se găsește peste tot pe internet de cumpărat, dar, mă rog, prețurile foarte prohibitive, n-am fost ok nici cu ele, că na, e MDF totuși și nu prea a fost confortabil. Până la urmă, să știți că am găsit o ofertă bună la una și sper să ajungă săptămâna viitoare. Ar trebui să ajungă asta, dar nu știu ce s-a întâmplat cu o importă de nu știu unde, ăștia care au, de la care am comandat-o. O să vă dau toate detaliile atunci ca să nu insist acum. Dar cert este că Bufetescu acolo, masa care este pe drum, deja se încheagă foarte bine camera aia. Și cam e cazul să mă ocup de aspectele astea, perdele, draperii și așa mai departe. Și chiar vorbeam acum că am plecat așa pe nepusă masă, fără să fi luat și noi niște măsurători. Da, asta este. Oricum o să mai venim, mergem în prima fază să vedem cam ce au, cam ce găsim, care ar fi prețurile, o să fie cu siguranță mult mai simplu și mult mai ieftin decât am plătit pentru alea pe care le-am făcut în sufragerie, știți, vedeți, cu perdelele și draperiile. Acolo le-am făcut tot la Dragon și am ajuns pentru că mi-ați recomandat voi. Și mulțumesc că a fost una dintre cele mai bune recomandări dintre toate, că nu știu exact unde m-aș fi dus să le facă și le-au făcut foarte bine și pe dimensiune, adică am fost super, super mulțumiți. Deci, evident că o să mergem înainte cu treaba asta. Ciucuri din aia de draperii vrem să mai căutăm, sau canafi, cum am înțeles că li se mai zice. Detalii de genul ăsta, obiecte de decor, în principiu vedem ce mai găsim, că au trecut câteva luni de când n-am mai fost acolo. Așa că, procedem. Nu e până la oamenii ăștia pe aici. O să faci niște aranjamente interesante cu chestiile astea, doar că trebuie atenție mare că unele par foarte plasticoase și sunt, evident. Câte kilogramul de cireșe? Da, o întrebare bună. Mult, mult, îți dai seama. Ai mâncat, nu? Uite, brăcuțe.
floricioace, trandafiroi. Se cam vede că-s plasticoși, dar uite asta, parcă nu-s așa rele. Asta e permanent naturală. Parcă da, decât. Uite plantele omenește aici, lămâi inclusiv pe sus, pe acolo. Și uite că au și de-astea uscate. Ia uite. Și de-asta pe jos. Drăguț. Lor uscate. Uite că au și de-astea uscate. De tot felul. Grâu. Asta nu e rău. 5 lei 94. Dacă iei 6 bucăți, dacă iei doar una, 6 lei 60. Sau așa. Da, aș vrea ceva. Acestea sunt ele. Cu vorașele alea? Ele de gard. Ah, dar nu-mi plac. Nu, nu-mi plac. Bine, ca idee. Nu, da. Nu știu nu știu, da. Unde asta pentru piure ar fi bun? Nu știu cât e. Da? E... 4,25 sau, da, 7 lei. Sau 7 lei. Nu, nu, dacă vrei. Ce și un piure? Pireu, se zice. Pireu, da. Pireu. Pireu. Ia. Dar nu găsim unul de metal? Mai bine? Bun, să nu luăm pe ăla plasticosul? Da, am văzut. Ia vezi. N-au pe aici? Au, dar probabil pe... Da? Mâncă ce. Ok, căutăm. Nu sunt astea? Ăla e de la de... Ok. Uite, tata, încă sigur au, dar noi vedem. Mamă, ce mișto e jucăria asta. N-am avut niciodată un tel auriu și cu mâneri de lemn și uite, și desfăcător. Foarte mișto. 12,95 lei. Cred că luăm unul de ăsta. Frumos. Haide. Asta da. Asta chiar merită. Ăla? Iată ăla atunci. E cu două, nu? Aha. A, e unul singur, dar se... Da. Mamă, șmecherie. 20 de lei ăla. O face super rău cu postul. Da, da, da. Nu găsim auriu, nu? Ar fi prea frumos. Bețișoare, de la de mâncat, sau mă rog, pentru cine vrea să-și facă coafuri. Sporturi de oale, drăguțe. Undeva vreo riglă, da, de plastic. Da. Vrem riglă? Da, mai măsor. Este gradată. Poate aici găsim okay. Apă, de okay. Care nu e vedea așa. Le-am comandat. Și lungor de lemn. Am găsit până și mega. Scobitori. Cash, 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 cash. Tamina. Cutii de tot felul. Acum vreo lună căutam disperată o papiotă de ață în casă. Aveam ceva de cusut și nu aveam de niciun fel, nicio culoare. Deci că le-am găsit pământul. Și m-am dus și am luat. Am dat 30 de lei pe tot așa un set din ăsta. Iar aici este un leu 82. Că na, n-aveam dragonul lângă mine. Am luat de unde am găsit. Care merg cu baterie și au telecomandă ca să le aprind și să le închizi. Uh-huh. Bine, să mai spun pișoare un pic. 4, 6, 100. Dar tot sunt mai ieftine decât dacă le de pe map sau altceva. Și asta tu cu telecomandă? Asta cu telecomandă? Astea nu, dar astea au. Pam, pam. Toate prostiile pământului le-am cumpărat de acolo. Exact chestii care nu ne trebuiau, dar care vor fi utile, ați văzut. Am luat un tel, am luat o clamă de păr, am luat un dăla de cartofi, de pisat cartofi. Mi-am luat eu niște plante artificiale, plante, niște floricioace, așa vreau să încerc niște chestii cu ele. Deci nu covoare, nu perdele, nu draperii, nimic de genul ăsta. Dar ne-am uitat, ne-am făcut cât de cât o idee. Am căutat ciucuri, de aia de mi-a venit rău. Nu aveau ce-mi doream eu, adică nu culorile pe care mi le doream. Și nu simplu cum voiam eu. Erau un pic cam, nu știu ce termen să folosesc ca să nu fie urât, dar erau chicioase. Adică ștrasuri, paiete, cristale. Nu, să nu uităm unde au fost totuși. Da, dar bine, să știi că sunt cu mori acolo. Adică bine, sunt atât de ieftine. Sunt și ieftine. Dacă n-ai nevoie de ele, nu îți pare rău de bani. Că asta ai vorbeam. Dat, că... Ai dat foarte puțin, adică exact. Da. Nu. Spun doar că trebuie să ai răbdare, să scotocești, să stai pe acolo, pentru că majoritatea chestiilor sunt de calitate proastă, sunt urâțele, dar poți să găsești și comori mișto, cum am făcut noi cu perdelele, cu draperiile, de care încă o dată zic sunt super mulțumită. Și astea, dacă am fi găsit simple,
asta ar fi fost ce trebuie. Nu cred că e o idee bună să parchezi lângă Carrefour, că noi nu mergem în Carrefour prima dată, dar hai, dacă vrei tu. Păi, ok. Suntem momentan idee, în mall. Oricum noi avem de urcat și din Carrefour e ușor să urci imediat. Da, nu mai comentăm. Suntem așadar momentan în mall pentru că am eu de făcut un retur la Reserved. V-am zis că am început să adun chestii pentru haul-ul de toamnă care vine și am plasat o comandă și am probat alea și vin ca naiba pe mine. Nu e bine. O să vă povestesc eu când facem haul-ul, așa că le returnez, că n-am ce să fac cu ele și nu le iau doar de dragul de a le... Ne apucăm, dar nu chiar acum. Ne apucăm de parachet, deci mai încolo și pe hol, mai e până acolo. Bă, ce glume. Exact, da. Glume. Și apoi să mergem în Carrefour să luăm și noi câte ceva de mâncare de rânței. Trebuie să luăm și pentru pisici câte ceva. Nu avem nisip, evident, și la noi este da, balastieră. Pe când merg și pisicile să cumpere și pentru noi? Oh, prieten, pe când? Vorbești? Pe când? E nedrept. Baftă. Mi se pare normal? Da. Haideți. Ce aveți acolo? Pare o pâine. Păi e o pâine. E o pâine? Din aia mare, cartofi, e bătută. Ah, pe aia nu-i de dat înapoi, aia e de mâncat, caldă, brici, ruptă, așa. Brici, ce zici tu, harapal. Un retur, vă rog. Gata. Aveți aplicația? Da. Dați-mi, vă rog, să vă scaneți numărul. Asta nu știu ce fac aici. Aveți un coș de comandă? Da, faci. Mulțumesc. Bonusii vor veni pe card între 5 de lucrătoare. Ok. Aici aveți dovada returului. Perfect. Mulțumesc. Asta e tot, da? Da? La fel, mulțumim. Pâine mai avem, pompi? Cu siguranță. Unde? În brățel. Am mâncat, m-am pătat de mâncare, deci abia acum să mă schimb în haine de casă. Vezi cum se duce? Păi e peretele strâmb. Super. Despre asta e vorba. Despre asta e vorba. Suntem fancy șmensi? Avem mânuși? Sunt de dantela sau de pe ala de caprioară? Cu ce sunt de la concertul lui Carlos Dreams. Ah, am o propunere pentru tine. Primește-mă. Și o rugăminte mai mult. M-am dus în dressing și am măs
măsurat înălțimea camerei, acolo la birou. Are 2,64 m. Am măsurat de asemenea, în sufragerie, înălțimea oglinzii alea aurii, aia cea mai înaltă. Are 2,30 m. Și aș vrea să ducem oglinda aia, să ducem acolo în dressing, că nu mi se pare că stă chiar foarte bine în sufragerie. Într-un an, în zilele de acestui an, probabil că nu vom face. Ce zice azi? Ha, a zice până. Poate mai târziu. Dragă Timba la bani, iată așa se refuză. Nu, că eu o să insist până când... Eu o să insist până când îmi iese. Dacă nu, mâine dimineață? Greu de crezut. Hai, nu. Te rog. Mâine seara, cred. Mâine seara? Da. S-a bufantul întreaba lui acolo cât îmi văd și eu de ale mele, că am niște mici chestiuci de lipit pe care le tot amân, le-am lăsat, că dacă n-au gură să strige și nici nu e ceva urgență, am nevoie acum, pot să mai aștepte. Dar vreau să mă organizez cu ele, dacă tot suntem pe meșteșuguri, pe arte și meserii, măcar să fac și eu ceva. Mai țineți minte drăciile astea pe care le-am adus din Franța? Vă ziceam eu la momentul la care am făcut haul-ul ăla, că vreau să fac, uite așa, socoteala asta și să stea conectată acolo, ele fiind două piese separate care nu au nicio treabă. Ăsta este un nou destruț. Și i-am curățat abțipildul pe care l-a avut, pe deasupra la fel și bucăția asta de lemn care provine de la o jucărie. Le-am curățat per total, că aveau și praf și mizerie și alte alea. Și ce am de făcut? Întâi de toate trebuie să lipesc un pic mai bine bățul ăsta, pentru că îl vedeți că e strâmb? Deci el ar trebui să fie cumva... Uite, cam așa, ca să fie drept. Și se tot duce într-o parte. Nu e foarte vizibil, nu e foarte deranjant, dar vreau eu totuși să fac asta. După care, să-i pun ăsta. Uite așa, aici în vârf și să vin acolo la cabinetul meu de curiozități. Am luat lipici special pentru șofoner. Șofonerul pe care vi l-am arătat în vlogul anterior. Pentru că era bucata aia ruptă, dacă țineți voi minte, și planul meu inițial ăsta a fost, dar imediat mă duc și vă iau, ca să vedeți cum o să lipesc și bucata aia, dar dacă tot sunt aici pe treabă cu lipit și alte alea, mai strâns pe lângă mine una alta ca să le fac pe toate deodată. Și cred că ar funcționa și pentru asta, nu? Că este lipit special pentru lemn. L-am luat din Dedeman, de ăsta, moment, nu știu ce, teoretic cred că ar funcționa și niște picătura. Dar am zis, domnule, să iau pentru șofoner acolo ce trebuie. Mă bucur mult de tot că v-a plăcut. M-am uitat pe comentariile voastre și am văzut că ați fost încântate de el. Chiar mă gândeam, mamă, oare cum l-or primi? O să zică că e nașpa, că e bătrânicios, că e urât, că am bătut drumul degeaba, că l-am mai pus și pe omul ăsta pe drum. Aleale. Dar nu, majoritatea am văzut că ați fost încântate. De fapt, toată lumea care a zis de el a fost așa. Aha. Dar și de lebădă. Lebăda, probabil că o să fie chestiune de ani până când o să o vedem instalată, dar să ținem minte momentul, că nu se știe niciodată. Hai să vedem ce Dumnezeu îi fac aici. Deci zice așa: aplicați adezivul pentru lemn pe o singură suprafață. Pentru lemn dur, lemn dur. Susțineți asamblarea timp de 20 de minute. E, bobiță, ce zici tu? Deci ar trebui prima dată aici, nu prea știu eu cum să fac cu povestea asta, pentru că are deja un lipici care este destul de nașpa, se și vede urât în momentul în care îl mișc. Și cred că din cauza lui stă strâmb așa, sau jucăria asta o mai fi fost ruptă cândva și a fost lipită și de atunci... Sau ar mai fi o idee să-i bag ceva acolo ca să-l, uite așa, ca să mi-l mențin așa drept, știi, și să nu pun lipici decât pe partea asta. Dar ce să pun? Că scobitori nu avem în casa asta. Ar trebui ceva, chiar și o hârtiuță, cred că ar putea funcționa ceva mic, nu știu, un nac. Stați așa că mă duc să caut. Uite, am luat o bucățică de la buruienile alea din spatele meu, pe alea le-am cumpărat astăzi, deci alea sunt florile artificiale pe care le-am luat din Dragon și le-am pus claie peste grămadă. Nu o să rămână acolo, dar... Mă rog, zona asta este așa, un mic depozit, unde oricum vreau să intru puțin cu voi
Și cum ziceam, nu cred că o să se întâmple în vlogul ăsta, că nu avem masa despre care v-am zis, dar vreau să vă arăt ce progres am făcut cu tablourile. Că v-am arătat eu acum câteva vloguri cum m-am apucat așa să curăț. Pe finalul vlogului curățasem unul sau două. Și am fost surprinsă să văd câtă lume e interesată de subiect și voiați să vedeți rezultatul. Și am mai avansat un pic. Dacă vedeți, lângă mine sunt tot felul de sticluțe. Am luat și verniz din ăsta care se aplică după. Am tot felul de substanțe de curățare, pensule și pensulici, tot felul de șmecherii. Și chiar, să știți că am curățat, cred că vreo 5 sau 6 până acum și e diferență mare de tot la unele dintre ele. Și o să vă arăt cu before and after ca să vedeți ce și cum. Dar haideți să le luăm pe rând. Și să vedem întâi de toate dacă face vreo diferență povestea asta ce vreau eu să fac aici. Ia. Nu s-ar vedea chiar rău, dar mă enervează pe mine, că eu știu. Eu știu cum e de fapt. Mă enervează că e strâmb. Stați așa că până la urmă, uite ce am făcut. L-am scos de acolo. Ok. Și acum să lipim iar. Sau nici măcar dacă stă pur și simplu fără să se mai încline. Deci mai e nevoie. Uite, acum, ce ziceți? Se mai pare strâmb? Hai mă, că e bine. Uite, frate, și eu mă complicam cu lipiciul. Eu zic că e ok. Acum arată bine. Dar va trebui totuși, pentru povestea asta, fiindcă ăsta, îl vedeți cum joacă? Să fac, uite, așa. Un bețișor, ca să fie mai precisă treaba. Pac. De jur împrejur. Pare destul de stabilă treaba. Așa că îl punem deoparte. O altă chestie pe care trebuie să o lipesc este asta. Această farfurie o mai țineți voi minte? Farfurie platoaș? V-am arătat când am cumpărat-o acum câteva luni și v-am spus atunci cât de încântată eram de aici, ce frumoasă mi s-a părut asta. Fusese și încă vreo două, tot așa frumușele. Cu modelul ăsta floral, cu auriu pe margine, super încântată de la târg. Ce credeți că s-a întâmplat? Ați ghicit, a fost rupită de broscoi, nu știu exact de care, că nu eram de față, dar cineva cu coadă și cu blană. A decis că ce atâtea parfurii, la revedere. Și mi-au făcut-o în stilul ăsta. Nu știu prin ce miracol nu s-a sfărâmat într-un milion de bucăți, așa cum se întâmplă de obicei cu toate chestiile pe care mi le distrug, dar iată că am avut baftă. Și am zis, măcar să o lipesc și să o păstrez, o pun, uite, că dacă e așa, nici nu se vede, și o pun undeva. Să stea acolo de frumoasă, nu mai folosim ca să punem pe ea, nu știu, salate, ciorbe, sau, mă rog, altele de genul, pur și simplu s-o am, că este păcat. Este așa o chestie deosebită și așa de mult mi-a plăcut, încât am zis că nu vreau să rămân fără ea, deci nu vreau să renunț, n-am vrut să o arunc la gunoi, așa că o să mă folosesc de data asta de un de-asta stil picătura și să încerc să o lipesc. De mult au spart-o, cred că are și asta vreo lună. Și de atunci a zis bufantul că da, o lipesc, salut. Dar la chestii de-astea mi le fac și singură, că aici nu este indispensabil și oricum eu îl bocăne pe acolo cu parchetul. Mi-a promis că weekendul ăsta îl terminăm. Ceea ce ar fi super dacă reușim să terminăm parchetul. Practic asta e partea cea mai complicată. După ar fi cornișele, evident, plintele și ușile, care, mă rog, alea se pot face și după, dar dacă terminăm de pus parchetul, asta înseamnă că pot să mut și eu catrafusele, toate hainele alea care blochează acolo camera aia, dressing-ul, pot să le mut, pot să le pun la locul lor și o să fie frumos, o să fie parchet, că punem și acolo tot parchet din ăsta, o să fie totul foarte coeziv așa și unitar, numai că nu ne prea ajungem cu timpul. De asta le și facem în general în weekend, că n-ai când, în timpul săptămânii chiar nu ai când să te ocupi fiecare în parte. Ia să vedem acum cât de precisă pot eu să fiu. Bre, conectează-te acolo. Așa. Așa. Da, săraca perfectă nu o să mai fie niciodată. Dar măcar... Ia uite. Vedeți? Și o țin cu o mână. Măcar așa. Dacă reușesc să o fac, văd eu pe unde o așez. O pun într-o vitrină, ceva... Mă așez în bufetescu, pun niște fructe pe acolo, pe ea, dar așa dar îmi pare de lucrurile astea, nu din cauza banilor, pentru că ea n-a costat mult, mai știu, câțiva zeci de lei am dat atunci când am luat-o,
Dar sunt unele lucruri cu adevărat frumoase și speciale și îmi pare rău că au ajuns până în punctul ăsta, adică asta nu e de pe aici. Chiar vă povesteam eu la momentul la care v-am arătat-o că avea etichetă de Franța, era și prețul trecut în euro. Deci e clar că ea a traversat niște țări probabil și a traversat și niște epoci și să pățească o treabă din asta e ofticant, presupunând că există cuvântul în limba română. Și nu vreau să o pierd. De ce să o pierd? Că am dat și bani pe ea, că este și un produs frumos și atâta timp cât e reparabilă treaba, cred că o să facem în felul ăsta, dar știți cum e? E ca încrederea, dacă îmi permiteți o metaforă. Știi, odată ce ai pierdut-o, poate se leagă, poate, nu știu, te împaci, poate, dar crăpătura o să existe întotdeauna. În semn de întrebare, acum nu-ți mai fi niciodată perfect. Asta așa, din înțelepciunea balabaniană. Uite, așa, din lumina asta este aproape insesizabil. Un pic acolo, dacă se vede. Dar e bine. E bine că n-a fost mai ciobită de atât. Din fericire, și asta s-a rupt tot așa bine. Nu că mă bucur că s-a petrecut pocinogul ăsta, dar din fericire s-a rupt perfect. Adică n-au sărit așchii suplimentare, fâșii, a făcut clank de la jumate și aia a fost. Deci nu o să ne batem capul excesiv. Dau eu câte bine pot aici șacul pici. Și că ar fi special. Și acum... cred că așa, nu? O să curăț cum pot cu deștele mele pe unde mai este un mic exces, dar s-a aplicat destul de curat deocamdată. Bine, nu că s-ar vedea chestiile astea, pentru că oricum este partea cea mai de sus, bucata aia, pleacă-vă de aici, țânțari. Este partea aia care va ajunge până în tavan, așa că nu vede nimeni până acolo, șofonerul are peste 2 metri, deci nu o să vadă nimeni până în punctul ăla, dar vreau eu să fie ce trebuie, să arate bine, să fie cât de aproape posibil de original. Și acum o să-l țin eu așa cu mâna aici, hop, măcar 5 minute, e zi 20, dar măcar 5 minute dacă îl țin așa cu mâna, să fiu sigură că nu patinează și cred că o să fie foarte bine. Tadam! Eu zic că a prins foarte bine. Asta, mă, fetelor, pe asta vreau să o ducem. Nu stă rău aici și mie în continuare îmi place foarte mult. E cea pe care am luat-o de la târg cu Dariana undeva prin primăvară, când ne-am chinuit atunci cu ea și până la urmă am avut noroc, ne-a ajutat un domn super drăguț de a mați-o acasă, că altfel n-am fi avut cum. Ea nu stă rău aici, doar că... nu-mi place mie că este înclinată pe perete, nu știu dacă vă dați seama, dar ea nu este prinsă cu un cui acum, ea nu este fixată pe perete. Oricum nu este exact pe dimensiunea stâlpului ăluia, care cred eu că este de rezistență, vedeți că e mai mare un pic. Nu e, nu știu, sunt niște chihițe de genul ăsta care mă calcă pe nervi. N-aș putea să vă zic exactitate de ce. Desigur, e posibil să o ducem sus și să ne dăm seama că este o prostie ce am făcut și că nu se potrivește și că mai bine ar rămâne aici. Dar... o să încercăm și vedem că până la urmă este un exercițiu constant povestea sa cu decoratul și renovatul și știindu-mă pe mine, lucrurile o să se schimbe în mod absolut constant. Cred că și după ce o să terminăm tot, să zic, bă, nu mai avem nimic de făcut, deci am terminat toată renovarea, este casa gata, nu mai am ce să fac și în momentul ăla o să zic, hai să schimbăm ceva, hai să înlocuim ceva, hai să ducem nu știu ce, nu știu unde. Deci astea sunt firești pentru natura mea, că eu așa sunt. Și asta mă gândesc eu că ar putea da o notă foarte elegant, așa, royalty, dacă vreți, dressing-ului și s-ar plia mai bine decât oglinda pe care o am eu momentan acolo, care e o oglindă perfect ok, dar n-are ramă săracă, a fost prinsă în perete de mult, dacă vă amintiți, vloguri de anul trecut, cam pe vremea asta, era prinsă în perete în baie. Și stau cu aia în condițiile în care eu am oglinzi mult mai frumoase. Asta chiar este o oglindă deosebită. Și aș vrea să încerc să văd ce iese de acolo. Poate nu o să fie bine, aia e, o aducem înapoi, nu e în capă de țară. Dar nu știu, chiar dacă nu va rămâne acolo, parcă... Nu. Și știți ce mi-am dat seama tot așa, trecând timpul și experimentând? Mi-am dat seama că peretele din spatele meu îmi place. Mi se pare că arată foarte bine așa cum este. Cu biroul, cu... lămpălău în partea aia pe care, uite, cred că îi vedeți doar pălăria, deci peretele ăla îmi place. Peretele ăsta, în schimb, nu sunt deloc mulțumită cu el. Este adevărat că nu e deloc finalizat,
partea asta aici, v-am zis eu că va dispărea, comoda asta frumoasă, măi, abia aștept să-i dau jos punga aia de pe ea, că din primăvară stă așa și n-am dat-o, tocmai pentru că ea va veni în dormitor. Acolo e locul ei. O să fie splendidă, vă promit că are niște detalii superbe, poate le vedeți un pic așa, dar credeți-mă, când o să-i dau punga jos, o să fiți fermecat, sper, cel puțin. Deci ea clar nu stă aici, de asta am și lăsat-o înfoliată, n-avea sens să se umple de praf, rămânând pe sus, pe cine știe pe unde, până care debara, așa că cel mai bine am să las-o exact cum am adus-o și vedem atunci. O să dispară toate alea și da, o să rămân cu spațiul ăsta tot gol. Ceea ce nu e neapărat un lucru bun, dar nu mi-a ieșit în cale piesa perfectă pentru spațiul ăla și pentru mine toată povestea asta cu decoratul și cu renovatul nu este ceva, un lucru pe care îl toc, trebuie să se întâmple acum, e urgent, trebuie să termin cu asta, că nimic, adică nu mă alergă nimeni, dacă o să găsesc anul ăsta super, dacă nu, poate să dureze mult mai mult, poate să dureze mulți ani până când o să-mi iasă în cale piesa potrivită, de înălțimea potrivită și să se pupe cu tot ce este aici. Deci ăla, toată partea aia va dispărea. Oglinda asta o ducem acum și apoi am și aici oarește semne de întrebare, pentru că nu sunt foarte fericită cu ce e. Fotoliile astea v-am zis eu de mult, de când le-am așezat acolo, că ele vor fi duse la retapițat în felul în care sunt acum, clar, nu vor rămâne, dar nu am dus nimic la retapițat. Și știți de ce? Pentru că nu am tapițer încă. N-am găsit persoana potrivită și le-am lăsat așa. După ce vor fi retapițate, poate că le aduc înapoi aici. Dar, din nou, zona aia acolo, nu știu ce să zic, parcă îmi place, parcă nu-mi place. Cred că pot mai bine când se va ivi ideea, obiectul, logica, nu știu, când o să mă bușească, o să zic da, uite, așa da, asta așteptam de fapt. Deocamdată le-am pus, nu sunt urâte, nu mă deranjează în vreo formă, dar cred că ar merge alte piese mai bine. Și o să începem cu asta și poate, nu știu, săptămâna viitoare sau când vom termina de tot cu birou, reușim să ducem și socoteala de aici. Cu patul încă să știți că n-am nicio noutate. Dar nimic. Nu găsesc. Nu găsesc ce-mi trebuie. În cazul ăsta este un pic mai multă presiune decât aici cu peretele, dacă rămâne gol sănătate. Dar în cazul ăsta cu patul va trebui cumva să o scot la capăt, că trebuie să dormim și noi. Evident că dormim și acum într-un pat, dar n-ar fi păcat, facem dormitorul ăla și noi dormim tot în ăla de la Ikea, de mult. Și uite că m-ați văzut mai devreme când am făcut unboxing-ul, dar n-am vorbit deloc. Am devorat cartea asta, deci mai devreme am stat cu ea în mână până în momentul în care am terminat-o. Este o povestioară, să zic așa, cu ea și cred că m-a inspirat. Tocmai de asta m-am apucat să lipesc, să așez, să am mai făcut eu și niște curățenii, dar pe alea nu le-ați văzut. Cât își face bufantul treaba lui, talentul lui, eu îl fac pe al meu. Și cred că de aici mi se trage. Stați să vă zic. Există așadar această doamnă, Charlotte Moss, care este o decoratoare, designer de interior, dacă vreți, din state, care mie îmi place foarte mult. Am descoperit-o pe Pinterest, așa cum am găsit și alți oameni. Și m-am apucat să sap, să văd care-i treaba cu tantia asta. Am descoperit că are un site al dânsei, că a scris nu știu câte cărți și are un stil cu care eu rezonez foarte mult. Nu știu dacă m-am dus la pagina cea mai potrivită, dar pe măsură ce răspoiesc, cred că vă dați seama. Și mi se pare foarte inspirațional, preluând cuvântul care nu cred că există în limba română. Adică mă inspiră foarte mult. Și mi-am dorit cărțile. Zic, ia să-mi comand și eu cărțile. Și m-am apucat să le caut, să văd. Știți că eu iau de pe site-ul ăla, N-Book, nu știu ce, Books Express, Libristo și așa mai departe. Problema este că doamna asta are vreo 9 cărți scrise. Multe dintre ele nu mai sunt la edituri, adică nu se mai printează, nu se mai tipăresc în ziua de astăzi. Nu se găsesc de cumpărat la noi, nici măcar cu import, să zici că și ăștia de la N-Book, Books Express și așa mai departe, la fel le aduc, le importă. Nu găseam sub nicio formă un intermediar român care să îmi aducă treaba, să pot să plătesc. Are vreo 2 cărți care încă sunt în producție momentan și pe care mi le puteau aduce, dar sunt cu aranjamente florale și ceva cu așezatul mesei și erau frumușele, dar nu mă interesa neapărat subiectul. Eu le voiam pe astea și mi-a picat pe astea și m-am foit, până la urmă le-am găsit pe Amazon, dar nu pe Amazonul european, ci pe Amazonul american, ceea ce pentru mine creează probleme. Pentru că, vedeți voi, Amazonul american implică
vamă implică taxe suplimentare, implică un timp prelungit de livrare a produsului pe care îl comanzi, așa încât de fiecare dată când îmi doresc ceva de pe Amazon, cum a fost cu lămpile alea de n-au mai venit niciodată, încerc să comand de pe Amazonul franțuzesc sau ăsta din Germania. Înainte comandam și de la ăla din Marea Britanie, dar este mai rău ca la americani, pentru că de când cu Brexit-ul, Doamne, ferească-mă, deci să te ferească Sfântul, pe mine cel puțin din experiențele mele, și nu vorbesc doar de Amazon acum, să importi ceva din Marea Britanie. Îți trebuie documente peste documente, taxe vamale, durează o viață, deci nu. Mai îmi luam chestii de pe vestiar colectiv, știți voi. Și înainte de Brexit era așa de lejer, veneau cu DHL-ul a doua zi, azi le comandam, a doua zi erau la mine, mergea așa frumos. Mă, mică, acum chiar m-am uitat săptămâna trecută la o poșetă, care mi-a plăcut foarte mult. Când am văzut taxe vamale 80 de euro plus lire, mă iertați că la ei cu lire, 80 de lire plus transportul, care și ăla era vreo, nu știu, 20 ceva de genul, ba nu, mai mult, cred că vreo 35 era cu totul, deci 100 și mult de lire numai pe chestia asta, mi s-a tăiat complet. Nu, frate, nu mai iau și n-am mai luat și evit în general să fac asta. Dar mi-am dorit atât de mult cartea, așa de mult am rezonat cu ce am văzut la doamna asta, încât am zis, băi, hai să comand. Oricum cu Amazon sunt relativ confortabilă în sensul în care, știți, cum a fost cu aplicele, n-au ajuns, mi-au dat banii înapoi în secunda 2, știu că oamenii sunt profi, deci nu stăteam cu grijă că îi pierd sau ceva. Mă gândeam doar că o să dureze o viață, n-am răbdare, o să mă complic cu taxe vamale și altele de genul. Doar că ce să vedeți, am plasat asta cred că undeva la finalul lui august, mi-a ajuns astăzi, deci a durat, nu știu, vreo două săptămâni cu totul, să zicem, în condițiile în care am verificat tracking-ul obsesiv și am văzut că vreo trei zile a stat în vamă la noi, în România, dar n-a fost nevoie să mă duc, nu m-a sunat nimeni, n-am completat formulare, a ajuns efectiv, mi-a ajuns cu curier acasă, că ați văzut cum am venit cu pachetul, mi-a ajuns acasă, n-am avut nicio treabă, atâta tot că a stat un pic la ei acolo, deci n-a venit imediat din momentul în care a intrat în țară și am rămas, zic, wow, cât de tare, deci am fost foarte încântată de experiență, sper să-i țină obiceiul, acum nu știu dacă vreodată vă tentează și nu e așa, vă dați seama că nu sunt eu vinovată neapărat. Nu știu dacă am avut noroc sau așa funcționează, dar m-am bucurat așa de mult că n-a trebuit să trec prin tot tăvălugul ăla și chiar am prins curaj și foarte posibil să-mi comand și restul cărților. Doamnei, care tot așa nu reușesc să le găsesc, să fie în tiparniță la momentul ăsta, să zic că le cumpăr noi. Ah, apropo, volumul pe care l-am cumpărat second hand. Deci ăsta a aparținut cuiva care probabil a vândut după cartea, că Amazonul face și chestia asta, îți vinde niște chestii și scrie acolo la condiție dacă e new, dacă e acceptable, dacă e good, very good și așa mai departe. Și asta cred că era la very good sau ceva de gen. Și a fost perfect ok. Evident că mai mult am dat pe transport, cât costă. Am dat mai mult pe transport decât pe cartea propriu-zisă, dar mă bucur tare mult și e în condiție super ok. Nu, chiar nu are niciun fel de probleme. Mie nu prea îmi plac jachetele astea la cărți. Protecțiile mi se pare că în general sluțesc cărțile. Le prefer, uite așa, mi se pare că arată mai bine, dar o să fac o excepție pentru asta și o voi lăsa exact în stadiul în care este. Din ce am înțeles eu din cartea asta, în primul rând, trebuie să vă spun, dacă interesează pe cineva, că doamna, în cauză, are un stil foarte... m-aș flata să zic că e asemănător cu al meu, mi-aș dori eu, dar face chestia asta, combinația asta de nou și vechi. Are multe antichități presărate pe aici, tot felul de piese vechi, vorbește de tablouri de nu știu care fel, sofa, Louis, nu știu cât, chestii luate din târguri de vechituri, de la thrifting, de asta, thrift shops, ce mai e pe la ei pe acolo, cum ar fi la noi second hand-urile și așa mai departe. Și le combină cu piese noi și face niște mixuri foarte interesante cu imprimeuri de tot felul, culori neașteptate, anumite piese care nu sunt în cea mai bună condiție, dar mie mi se pare că rezultatul este unul absolut wow și cred că o face în mod natural. Eu, de exemplu, trebuie să stau să mă gândesc, vedeți, le mut de nu știu câte ori, stau o rume când vin alte idei, dar cred că pentru dânsa e ceva ce vine natural, pentru că evident are și exercițiul ăsta, din asta trăiește, decorează casele oamenilor și e cu totul altceva. Eu sunt la prima mână, abia m-am apucat să fac asta de când m-am mutat de un an, nu pot să zic că am aceeași experiență, dar probabil că îi vine mult mai ușor, are și niște surse mult mai zdravene, că, na, eu
mă duc la târguri și distrug OLX-ul ăla, dar în afară de asta nu pot să zic că am dealer sau ce mai are ea pe aici. Și am tot zis că îmi fac niște... N-am vrut cu markerul direct pe carte, dar am zis că o să-mi fac așa niște semne pe undeva, pentru că mi-au plăcut multe chestii pe care le-a zis. Spunea, una dintre ele era ceva de genul că nu există reguli în asta cu decoratul. Și dacă îți spune cineva vreodată că există sau dacă încerci tu să ți le impui, cel mai bine ar fi totuși să le încalci. Apoi sunt tot felul de sfaturi, pe aici are o pagină, de fapt la fiecare capitol, că sunt vreo 9 capitole, de asta de why not, și scrie pe acolo de ce să nu combin nu știu ce, de ce să nu decorez cu nu știu ce, de ce să nu aduci un element care e în exteriorul casei, în interior. Și atâta vă mai zic, o chestie care mi se pare mie foarte atractivă și am tot văzut că o fac oamenii ăștia, am văzut-o pe Pinterest, am văzut-o și pe la tururile astea de case, pe unde mai văd eu, văd că foarte multă lume folosește ratanul, împletitura aia, știți? Din paie, o folosește în casă, deci nu pentru grădină, nu pentru terasă, niște combinații foarte interesante, de multe ori alăturate piesele alea pe care le-am asociat grădinii, și aici mă includ și pe mine, alăturate o lungă măsuță de marmură, picioare aurii cum am eu aici în față, sau oglindă de nu știu care fel. Măi, și ies niște chestii senzaționale. Nici n-am prea văzut la noi, să fiu sinceră, în principiu doar mobilier de grădină am văzut în stilul ăla, dar o să vă inserez niște imagini pe aici, știi, ca să vedeți așa în linii mari despre ce vorbesc. Și chiar spune aici că a decorat un apartament sau o casă pentru o tipă care, din ce am înțeles eu, o femeie de afaceri, singură, de asta, axată pe carieră, grup. Și spunea că tipa avea totuși niște moșteniri. Și când spun moșteniri, mă refer la un scaun, un birou, o bibliotecă de nu știu care fel, care aveau elementul ăsta istoric, dar își dorea așa o combinație, știi, să nu fie casa bunicii, dar totuși cumva elementele alea să fie folosite și încadrate în casa ei ca să le facă cinste și să le ducă viața mai departe, să o perpetueze și să se bucure de ele. Nu voia să le arunce, nu voia să scape de ele pe sistem de eu resping tot ce este vechi și cu istorie, eu vreau doar nou. Și a fost o provocare pentru Charlotte Moss să facă în așa fel, încât să aducă elementul de noutate și totuși să încadreze și piesele alea. Și arăta că avea o masă neagră dintr-un lemn negru cu niște colțuri aurii, ceva foarte greoi, după părerea mea. Adică genul de mobilier căruia cu greu cred că îi găsești locul. Eu una nu știu dacă aș putea, poate ați sesizat că n-am nimic negru pe aici, mi se pare dificil de încadrat. O masă foarte greoaie, foarte masivă, și a pus canapea de ratan lângă ea, de aia de pui în grădină. Și mă uitam așa inițial, zic, ce-a făcut mă femeia asta aici? Dar totuși, mi se pare că arată bine combinația respectivă. Deci le vede cumva altfel și încearcă niște lucruri la care nu te așteptă în mod normal, ceea ce mi se pare foarte, foarte mișto, și aspir la o chestie de genul ăsta. Deci dacă interesează pe cineva, cartea, v-am zis, la noi mai greuț, dar nu este imposibil, recomand. Mi-a plăcut, cred că o să mai citesc o dată sau de două sau de cinci ori, pentru că am obiceiul ăsta cu cărțile mele de inspirație, le reiau din când în când și voi știți asta, că am mai povestit. Hai să mergem pe la bufan să vedem cum evoluează situația. Și încă ceva ce am făcut tot inspirată de cartea asta, am schimbat foarte puțin detaliile care erau aici pe măsuța de cafea. Am adus vaza asta verde ca o pată de culoare pe care am luat-o din Pepco vara asta, ce tocmai a trecut, vai, putem să zicem că a trecut vara, doamne! Am luat-o atunci din Pepco și am pus niște stufăriși din ăsta, luat din Sinsei, roz, care mi se pare mie că îi dă un contrast interesant, creează un contrast interesant, și chiar am de gând să aduc mai mult verde aici în cameră, pentru că mi se pare un joc foarte frumos cu acel roz. Știți că inițial asta a fost schema cromatică pe care o gândisem eu, cu verde și cu roz, și după aia le-am mai schimbat și am mers așa pe bejuri cu roz și toate cele, dar cred că o injecție de asta de verde poate arăta foarte bine și scoate mai mult în evidență rozurile. Cel puțin temporar, că o să mă apuc de curând, după ce mai scad temperaturile, o să mă apuc de decorat de toamnă. Dar pentru moment, uite, cam așa arată măsuța de cafea cu alea acolo. Îmi pare rău că n-am luat mai multe ierbiciuni din astea ca să pun, dar dacă mai găsesc, poate, poate, cine știe. Vedeți ce papuci senzorile am? Tot ai lui, sunt și ăștia. Poți să intru? Încet. Deschide ușa. Op. Mamă! Încă ai progresat frumos. A, și ai lăsat astea la final. Ok. Și acolo pragul.
Partea aia... Oh, ce bine, ce bine, ce bine, ce bine, că dacă terminăm ăsta mi-aduc atrafusele. Ești foarte sexy, să știi. Ești foarte bine. Știu. Știi, nu? Nimic nou până aici. Nimic nou, iată. Foarte frumos. Deosebit, ah, ce frumos miroase. Pazinat. Uh-huh. Bravo. Ne oprim că s-a lăsat noaptea, dar eu zic că mâine terminăm pentru că nu mai e mult. Au mai rămas zonele astea care au nevoie de bibilire extra, adică aici sunt plăci care trebuie tăiate, ceea ce durează mai mult. Dar oricum, grosul, ia uite-l, este făcut. Ce bucăți au fost întregi de atașat au fost atașate și tot ce a mai rămas, vedeți acolo la prag sau în părțile astea, sunt plăci care trebuie tăiate, pentru că, uite, astea care trebuie puse pe lung, evident, sunt mai micuțe decât o placă întreagă, așa că trebuie luată bucățică cu bucățică, tăiată placa, pusă acolo. Tot așa, uite, vedeți, mai înguste, ghibilit și o să fie super bine. Dar, cu puțin noroc, mâine, păi mâine, mi-așez și eu toate hainele aici. La fel în zona asta a pragului, partea de aici, de la intrare, apoi acolo și aici... Au mai rămas la fel colțurile. Eu zic că progres există, adică după weekendul ăsta nu o să mai avem decât cornișele, plintele, mă rog, detalii semi-minore, să zicem. Pentru că ce era mult erau pereții și, bineînțeles, parchetul, de care sunt foarte, foarte încântată. Și cred că e foarte bine să ne oprim în momentul ăsta, pentru că, evident, asta ne-a ocupat mai bine de o jumătate de zi. Sunt toate alea de strâns, pe care nu o să le facem acum, pentru că și mâine o să mai fie mizerie. Și acum stau eu și mă întreb cum ar fi mai bine din punct de vedere logic și al mizeriei care se va face. Dacă după ce terminăm cu parchetul să ne apucăm de cornișe și să terminăm pe acolo, sau să vopsim ușile, că și astea vor trebui făcute. Trebuie dat jos maroul ăsta și mirgheluite, după care aplicată culoarea. Ce culoare? O să fie. Încă există dezbaterea asta. Dar mai povestim mâine. Vă las momentan, noapte bună și revenim. Stai să se lumineze, e 6:30, ceva de genul, și sunt cu ochii pe pereți. Nici n-are sens să vă zic de când, pentru că toată noaptea am fost cu ochii pe pereți. N-am dormit, n-am reușit să dorm, pentru că nu pot să respir cum trebuie. Și dacă nu pot să respir cum trebuie, nu pot să dorm. Mai pun la socoteală mâncărimi și alte probleme de genul. Cert este că mă simt foarte rău, că nu sunt ok din niciun punct de vedere. Am avut constant problema asta, dar mi se pare că, adică sper cel puțin că a atins apogeul și că nu merge și mai rău, din rău în mai rău. Cred că a fost cea mai cruntă noapte din ultimele 2 săptămâni de când m-a bușit nenorocirea asta. Cam ochii roșii în mod constant, că și acum fac eforturi să nu mă frec, că nu pot să respir mai tot timpul și rămân așa, uite, așa cu gura căscată, ca totuși să pot inhala niște oxigen. Asta e partea a doua, dar azi noaptea a fost rău de tot. Nu știu de ce, nici acum nu sunt foarte ok, mi-e și frig. E prima dată în ultimele luni când iau halatul pe mine, pentru că dimineața chiar este răcoare. Și azi noapte, dacă tot n-am putut să dorm, am început să mă uit la Emily in Paris. Am văzut și eu câteva episoade din sezonul ăsta nou. Noroc că a fost o recapitulare la început, că rămăsesem în urmă de tot, că nu mai știam. Știu care este ideea serialului, de la ce s-a plecat și care e firul
dar pierdusem detaliile și m-am prins după aia, că la ăștia e cam ca la tânăr și neliniștit, știi? Sora cu fratele, cu prietena, cu prietenul, se cuplează între ei, se ceartă, se împacă, e ok. Dar las asta, că nu e important. Însă, măi, când se îmbracă fata aia, nu doar ea, toate se îmbracă interesant. Nu știu dacă vă uitați sau nu, dar ca idee, cine le îmbracă, știam eu că le îmbracă pe actrițe, este același costumier care le-a îmbracat pe fetele din Sex and the City și pe Anne Hathaway în Diavolul se îmbracă de la Prada și multe alte filme de referință pentru capitolul ăsta. Și le îmbracă foarte mișto, chiar îmi place stilul, dar așa cum i-am auzit și pe alții zicând, nu are nicio treabă cu franțuzoaicele. Eu nu cred că franțuzoaicele se îmbracă așa, n-am văzut niciodată, nu că aș fi stat eu în Franța. Dar cred că este versiunea de haine pe care o văd americanii pentru stilul franțuzoaicelor. Și mă iertați, trebuie să-mi sufru nasul. Voi stăt acum cu niște hârtie igienică, ca să știți. Este ceva de vis ce se întâmplă aici și la mine. Și acum... și bineînțeles că după fiecare suflat de nas trebuie să strănut, că irit chestiile alea pe acolo. Așa, revenind, ziceam de stil. Mie mi se pare că este interpretarea americanilor față de ceea ce văd ei ca fiind stilul franțuzoaicelor. Dar care, eu cred că n-are nicio legătură cu realitatea. N-am locuit în Franța, am fost doar în vacanțe, evident, sunt multe zone pe care nu le-am acoperit. Dar eu nu cred că franțuzoaicele se îmbracă în felul ăla. Este mult prea colorat, mult prea strident, mult prea multe branduri și eu din ce am văzut, ele sunt mult mai discrete, mult mai potolite, combinații mult, mult, mult mai calme, dar care probabil că nu ar fi atras la fel de mult atenția publicului și uite, n-ar fi apărut ăștia ca mine care să se uite fix pentru modă, că altfel serialul da, nu e. Din punctul meu de vedere, nu e vreo capodoperă, dar îmi place să văd cum se îmbracă fetele astea. Și am ajuns, nu știu, până la episodul 3-4 sau ceva de genul, mă interesa în mod deosebit, tocmai pentru că am văzut ceva în online, mai apar așa din când în când imagini cu ce s-a întâmplat în episod sau în care se discută fix moda de acolo. Și fusem o imagine cu protagonista, cu Emily, jucată de Lily Collins. Era îmbrăcată într-o capă foarte frumoasă, inserez, o capă foarte frumoasă cu o fundă uriașă la cât, cu o pălărie frumoasă pentru nu știu ce petrecere. Mă, și de când am văzut imaginea aia pe internet, dinainte de a vedea serialul evident, am zis trebuie să văd ce se întâmplă acolo și de unde sunt piesele alea care arată prea bine. Eu am în continuare chestia asta, cu toate că n-am unde să le port, dar îmi plac în continuare enorm pelerinele, capele, bă, tot ce înseamnă aliura asta magică sau de supererou, depinde cum vrea fiecare să o interpreteze. Și caut pelerine întotdeauna, mă enervează că nu găsesc, când rarele ocazii când găsesc doar negre, și caut în culorile cele mai fisticii posibile. Și uite, albă nu am. Și când am văzut-o cu capa aia pe ea și cu funda aia superbă și pălăria, zic, a, ce mișto, ce bine ar fi să se poată cumpăra ceva de undeva, cu toate că garderoba din film, vă dați seama, e numai de aia, super lux, super scumpă și mai departe. Dar tot mă interesa și m-am uitat, am săpat un pic și am văzut că, de fapt, costumația a fost făcută... nu știu dacă e corect termenul, la comandă, dar e ceva făcut special pentru serial și a fost făcută de casa de modă Nina Ricci. Și mi s-a părut foarte frumoasă. Bine, și costumația de pe dedesubt arăta foarte bine, ceva cu dungi, era cap-coadă, într-o chestie cu dungi și în talie era așa ca o fustă care se închidea doar în partea din spate, adică vedeți mai bine decât dacă povestesc eu aici. Unde m-aș îmbrăca eu cu aia? Habar n-am, dar mi-a plăcut. Mi-a plăcut foarte, foarte mult piesele de genul ăsta fermecate, care n-au nicio legătură cu traiul de zi cu zi și cu rutina mea și tot molozul și parchetul și ce mai avem noi de făcut astăzi. Dar în continuare îmi plac foarte, foarte mult și mi-am propus toamna asta, sper să-mi și iasă, să revin puțin la toate lucrurile pe care nu pot să zic că le-am făcut așa cum făceam înainte, în timpul verii. Asta nu că ar avea vreo legătură neapărat cu ce facem aici cu renovatul, ci pentru că a fost foarte cald. Și când este foarte cald, nu îmi arde de fashion. Adică dacă am un disconfort fizic, nu îmi arde să mă accesorizez, îmbrac și așa mai departe.
Vă ziceam eu exact asta și în clipurile anterioare, că sunt entuziasmată tocmai pentru că au scăzut temperaturile și am început să mai pur câte o bijuterie, să mai pun câte o haină care stă poate puțin mai atinsă de corp. Cred că m-ați văzut și ieri că am fost la Dragon cu rochia aia, care nu mi-a fost cald cu ea, dar pe aia dacă aș fi purtat-o cu o lună, leșinam, eram toată transpirată pe aici, se și vedea urât. E o roche de la Zara pe care o am eu de multă vreme și cu accesorii și alte chestii de genul ăsta, chiar mă bucură că mai schimb un pic registrul din punctul ăsta de vedere. Și mă uitam și de chestii pentru hold, după cum v-am zis că tot încerc să găsesc niște lucruri interesante. Bă, că deocamdată nu mișcă mare lucru, în mod surprinzător, deși în mod normal, cam prin perioada asta, știu că eram eu șocată anul trecut, că, mamă, deja au apărut paltoane, haine de blană artificială și cizme. Și anul ăsta, bă, că nu. Nu, cred că s-au prins și retailerii, că, bă, e totuși un piculeț cam de vreme. Dar să vedem acum cum vor evolua lucrurile. Dacă nu fac full în septembrie, o să fie în octombrie. Ia tu de partea aia și eu de partea aia. Așa. Bun. Aici am probleme că mă blochează ăla. Știți cum se zice? Că intenția și gestul contează. Ei bine, în cazul nostru, cu intenție și cu gest rămânem, pentru că mai departe ne-am dovedit completamente incapabili. Nu avem cum să o cărăm, sunt ferm convinsă, suntem amândoi și eu și bufantul, că am fi scăpat-o pe scări și s-ar fi produs ceva la care nici nu vreau să mă gândesc. Oricum au căzut din ea așa niște mici firișoare de ipso sau uriu, nu știu ce Dumnezeu lui o fi, și ne-am dat seama că nu avem cum să o cărăm în doi pe scară. Este foarte, foarte grea. Cu greu am reușit de am adus-o și până aici, cu chiu, cu vai, cu pauze, ai de steaua noastră, și până la urmă am decis să abandonăm pentru că nu am vrut să riscăm. Deci, nu, s-a dus el cu spatele, ați văzut, poate, o secundă, două, am încercat eu să urc, mi-am dat seama că eu nu am suficientă forță în brațe cât să pot urca asta pe scări, așa că o să vedem la cine putem apela astăzi, poate reușim să găsim disponibil un prieten sau doi să vină să ajute, că în doi, cu mine mai ales, care nu sunt în stare, nu, este eșecul inevitabil. Deci nu vreau să mă gândesc la ce s-ar fi putut întâmpla, nu că 7 ani de ghinioane sau alte alea, cu toate că nici ea n-ar fi tocmai bineveniți, dar e păcat de ea, că e o oglindă frumoasă până la urmă. Să vedem, poate o să reușim într-o altă formă. Deci cu asta s-a rezolvat, am isprăvit, la revedere, povestea cu oglinda. Poate totuși avem mai mult noroc cu parchetul azi. Văd că ai trecut la decorat torturi de la prăjituri cu caramel, acum suntem pe decorațiuni. Păi trebuie și un pic de frișcă. Am înțeles. Cu model de ăsta ondulat, așa, e schepsisul? O să-ți fac o demonstrație cândva. La o prăjitură sau la o pachetă? Da, am niște skill-uri. De... Aia? Da, da. Ce? Arată bine, arată foarte bine. Te-ai scutat? Da, că ai făcut treabă bună și acolo. Bravo. Foarte bine. Dacă ce punem plinta, o să fie și mai bine. Aici trebuie să tai, nu? Da. Că n-avem. M-am retras cu voi momentan pentru că nu am cu ce să-l ajut în momentul ăsta la parchet. Am desfăcut toate pachetele posibile și mai departe aștept să mă cheme. Așa că vreau să mă țin de cuvânt cu ce v-am promis și să vă arăt ce am făcut cu tablourile, ba chiar să fac și o mică demonstrație, dar întâi să vă arăt ce am curățat. Bun, o să inserez aici în partea stângă originalul tabloului ăstuia, ca să vedeți cum a fost el la început, cât de maroniu era, cât de urât era. Și o parte dintre voi poate îl țineți minte de când vi l-am arătat într-un weekend când l-am cumpărat de la târg. Era atât de murdar acest tablou, mi se pare incredibilă diferența de la cer până la pământ. Și vă arăt așa pentru că am filmat în format vertical, am fost inspirată la momentul la care m-am apucat de el, zic, ia mă, hai să vedem, dacă iese ceva, poate fac un filmuleț acolo, dacă într-adevăr iese o diferență. Și, Doamne, ce diferență a ieșit! Deci eu când l-am cumpărat pe el, am spus că... un peisaj de toamnă. Nici nu mi-am dat seama că, de fapt, sub toată gălbeneala, mizeria, fumul de țigară posibil care era acolo, se afla, în realitate, un peisaj de iarnă. Nu se vedea pic.
de albastru, de alb, de culorile astea deschise, de fapt. Nu vedeam, sau mă rog, abia întrezăream personajul ăla acolo, vedeți? Pare a fi o femeie care se plimbă prin zăpadă sau nu știu exact ce face. Este adevărat că tabloul nu este în cea mai bună formă, nu este în cea mai bună condiție, așa l-am cumpărat, eu l-am mânuit cu toată grija posibilă, dar într-adevăr fiind evident un obiect vechi, are defecte. Așa încât a venit cu astea, cu bucățile astea căzute, iată și pe aici, jupuit, îndoit pe alocuri, dar pe mine mă știți și știți că nu sufăr de chestiile astea, am tablouri mult, mult mai jigărite, mult mai afectate de trecerea timpului ca ăsta și mie chiar mi s-a părut frumos. Și cred că odată ce îi voi schimba și rama, pe care chiar nu merită să o păstrez, e prea afectată și nici nu se pare că îl pune în valoare, dar cred că odată ce îi voi schimba și rama, chiar o să fie un tablou frumos. Și mi se pare ireal cât de bine se vede acum reflexia casei în apă. Înainte nici nu îți dai seama că aici e o apă și că asta este reflexia casei. Nu îți dai seama că e zăpadă, nu îți dai seama de forma copacilor. Deci cred că a făcut o diferență absolut uriașă. Am curățat și altele, dar aici, după părerea mea, se vede cel mai bine și cel mai bine. Și ziceți voi, nu credeți că este foarte mare diferența? Că într-adevăr ajută foarte mult în a da viață și în a-i readuce strălucirea unui obiect de artă sau neartă, cum vreți voi să considerați? Eu zic că da. Pe ăsta, din păcate, nu-l mai am așa cum era în original, pentru că nici eu nu m-am așteptat să se curețe atât de bine, dar dacă aveți curiozitatea, recomand să dați cu câteva vloguri în urmă. Pe final, ăsta a fost primul pe care l-am curățat și tot așa am avut un șoc la momentul la care am dat jos toată gălbeneala aia, pentru că a ieșit tot albastru ăsta la suprafață. Deci culorile personajelor, pielea, putem vedea culoarea vestimentației lor, fața de masă care e albă, nu galbenă, și mai ales zona asta aici, care era cu totul și cu totul galben. Nu se vedea că sunt nuanțe de alb, că sunt nuanțe de bleu, de verde, de roz, adică mi se pare că s-a schimbat completamente. Vedem inclusiv unghiile personajului ăstuia. E un pic cam, nu știu, bahic, pot să zic așa, peisajul, dar mie îmi place, mi-a plăcut tabloul de când l-am văzut la târg și ăsta tot de la târg este luat, n-a costat mult, are și el într-adevăr niște defecte, dar nu la fel de multe și ăsta a venit fără ramă. Și eu cred că poate sta foarte bine pe un perete, nu știu exact unde, dar cred că arată de mii de ori mai bine. Și stați așa că cineva mă caută. Tot de la târg, luat anul trecut, nu știu dacă îl mai țineți voi minte, domnul ăsta pe care Vicky l-a poreclit Arsenie Boca, din videoasă ce este, că ea n-are, și pe dânsul l-am curățat, aici chiar nu am nimic, nici într-un clip anterior, nici într-un film, nimic, nu am nimic, m-am apucat de el pur și simplu și chiar îmi pare rău că nu am ceva de before and after, pentru că într-adevăr este o diferență mare și la el. Și a ieșit destul de bine. I se vede și lui albul cămășii, trăsăturile feței cât de cât. E el un pic mai excentric, așa, cu coafiura aia, cu barba, mai ce să facem, la gustul omului. Dar chiar și așa o să vedem, o să-i găsim un loc prin casă. Acolo, să știți că n-am curaj deloc să mă bag. A, și vedeți toate tablourile astea claie peste grămadă, pentru că v-am spus, este zona aia de depozit, unde le țin pe toate până când le voi atârna. Știu că trebuia să mă ocup și de asta de mult și o voi face, dar nu m-am organizat încă. Așa încât de astea le vedeți toate așa. Bun, de domnul ăsta mi-e teamă să mă ocup, pentru că este probabil cel mai vechi din câte am. Vedeți în ce condiție e, se jupoaie efectiv obseaua de pe el și cred că dacă vin și eu, oricât de delicat aș fi, cu o pensulică sau ceva, mai mult rău fac. Prin urmare, îl voi lăsa exact așa cum îl vedeți. Cel mult ce-mi doresc să-i fac totuși este să-i pun un geam de protecție și o ramă ca să previn cât de mult posibil pot eu deteriorarea și mai avansată. În mod normal, pentru picturile astea pe pânză, nu se pune geam de protecție, se lasă așa, în aer, în văzul și în aerul liber. Dar ținând cont cât este de vechi, săracul și de degradat, cred că are nevoie de un strat de protecție și o să-i fac bine. Trebuie doar să găsesc rama potrivită. Pe domnița noastră dragă v-am arătat-o, o știți că ați văzut-o în vlogurile anterioare, foarte bine s-a curățat și ea, uite ce piele frumoasă are, ce alb de porțelan, cu crăpăturile aferente, că asta e vârsta, dar arată mult mai bine, nu mai e galbenă, așa cum era înainte, îi vedem strălucirea ochilor, a părului, bijuteriile, mânuța. Păpușică e. Și cel care mă bucură cel mai mult și cel mai mult, mândria și bucuria mea, este acest tablou pe care l-am luat de la Negreni în primăvară, cu o ramă superbă, asta cu fundiță, care știu că v-a plăcut și vouă, și vă ziceam eu la momentul la care vi l-am arătat că mă așteptam să mă încertați, să ziceți că e bântuit, că aoleu, ce faci cu ăștia, cu ciudații ăștia, dar din fericire v-a plăcut. Acum, am senzația că îl vedeți, uite așa, cred că asta e realitatea, îl vedeați un pic mai deschis decât este el de fapt.
El, inițial, avea foarte multe pete, degradeuri, nuanțele feței nu erau tocmai curate. Și am descoperit, odată ce l-am curățat și pe el așa cum trebuie, odată că aici există un ceas, nu știu cât de bine l-ați văzut anterior, poate că s-a sesizat ceva, dar eu, pe cuvânt, dacă mi-amintesc că am văzut acest ceas, nu zic nu, dar uite că este un detaliu pe care clar nu l-aș fi menționat dacă mă întrebați. Deci l-a scos la iveală curățarea, sau mă rog, l-a pus mai mult în evidență curățarea pe ceasul ăsta de, cum să zic, de buzunar. De asemenea, năsturașii nu se vedeau atât de bine, gulerașele lor, uite ce frumos strălucesc, cu fundițele, care tot așa nu erau puse în evidență deloc, cercelușii măi. Și după ce am curățat cât de bine am putut eu tabloul, nu doar că am scos la iveală detaliile astea, dar și fundalul din spatele lor, vedeți maroul ăla, parcă arată mult mai bine. Pentru că erau niște urme, niște pete, nu știu, niște strop, ceva de genul, care nu puneau deloc în evidență tabloul. Rama și ea este destul de deteriorată, cred că o vedeți și voi, că are foarte multe defecte. Dar asta este, cred că o să o păstrăm pentru că este mult prea frumoasă și nu vreau să o despart de original. Una este la tabloul ăla cu iarna, care e o ramă banală, și alta este aici unde arată mult, mult, mult mai bine. Și acum, văzându-le în paralel, nu vi se pare că e diferență foarte mare? Deci asta este mândria mea. Mi se pare că mi-a ieșit cel mai bine dintre toate. Și ca să încercăm și o demonstrație live, uite, vă propun cu ăsta, tot de la târg, toate sunt luate de la târg, de fapt. Nu m-aș aventura să fac chestia asta cu unele mai scumpe sau, mă rog, pe care am cheltuit multor, sunt mai valoroase, pentru că nu știi niciodată. Și de asemenea, așa cum am zis, să nu înțeleagă careva că eu sunt vreo profesionistă sau că am studii sau... Nu, fac totul super amatoricesc. Deci să țineți cont în cazul în care vă apucați de asta, că nu sunt în nicio formă expertă și nu recomand cu lucruri foarte valoroase, vechi sau prețioase. Va trebui să facem close-up-uri cât de multe posibil ca să vedeți că tabloul este foarte mare. Uite, nici nu mi-l cuprinde camera și ridic destul de mult obiectivul. De la târg luat și ăsta, știți poate că v-am povestit când l-am luat pe ăsta și încă unul. Cred că, de fapt, culorile sunt mult mai vibrante. Cred că odată curățat va străluci mult mai frumos. Dar nu se știe niciodată, așa că o să încercăm, o să vă arăt imediat și ce folosesc pentru curățare, că m-au mai întrebat oamenii și să fie toată informația sintetizată. Sfatul meu, întâi și întâi de toate, în cazul în care îi vine cuiva vreo idee să facă așa ceva, indiferent de tabloul pe care vrea să-l curețe, sfatul meu este să ia un bețișor din ăsta pe care să-l înmoaie în substanța pe care vă voi arăta și să încerce să facă un test prima și prima dată, să testeze într-un colț ca să se asigure că nu deteriorează țesătura. În funcție de vechimea ei, în funcție de vopselurile aplicate, în funcție de ceea ce folosiți voi pentru curățare, este posibil să obțineți rezultate diferite. Așa încât nu vă aruncați, nu știu, în centru sau într-o zonă foarte vizibilă. Faceți un test undeva într-un colțișor unde, dacă ceva merge greșit, Doamne ferește, să nu fie atât de gravă dauna. Asta așa, ca o recomandare. Iar ceea ce folosesc eu pentru curățare este chestia asta. O găsiți online, nu știu dacă este singurul produs care e bun, sunt sigură că mai sunt și altele, dar la mine asta a mers foarte bine. Se numește anacrosina. Nu știu exact, este o chestie chimică, o substanță chimică ce înlătură foarte, foarte bine murdăria. Și puteți fie să folosiți bețișoare de genul ăla, eu le folosesc atunci când suprafața este foarte sensibilă, sau dacă nu, vată, pur și simplu, vată aplicată cu mișcări foarte delicate. Deci fără să apăsați, fără să presați, nu vrem să înlăturăm într-o formă vopseaua, mai ales dacă este o pictură veche, delicată, nu vrem să-i facem rău. Dar doar așa, cu mișcări circulare, aplicat, o să vedeți că o să se curățe. Cel puțin așa ar trebui. Și hai să încercăm pe asta, să vedem efectiv pus în practică. V-am așezat pe trepied ca să pot să mișc mâinile cum trebuie. Agit substanța, bine de tot. Am vata. Și o să mai avem nevoie și de niște apă cu care să înlăturăm substanța asta. Da, mai avem până acolo. Deocamdată, uite așa, un moi, cât de cât. E bine ca tabloul să fie în prealabil curățat de praf, de mizerie, adică acele lucruri vizibile care pot fi îndepărtate doar cu o cârpă moale. La fel, fără să presăm, fără să insistăm nebunește. Și hai să vedem, uite, de exemplu aici, în zona asta, o vedeți, da? Pe roche. Hai să vedem dacă face vreo diferență. Pac, pac, pac. Pac.
Uitați-vă ce am scos în prima fază și ăsta nu este praf, este mizerie depusă, probabil de-a lungul anilor și anilor, sau fum de țigară, prăfăraie, chestii multe adunate, ori grăsime pur și simplu, care s-au suprapus peste pictură și care se îndepărtează foarte bine cu ajutorul acestei substanțe. Cred că deja se vede o diferență semnificativă, iar acum ar trebui să intervin cu apa, astfel încât să îndepărtez stratul ăsta de substanță chimică pe care am folosit-o pentru curățare. Și după ce am făcut asta, eventual, dacă îmi se pare mie că e cazul, o las să se mai usuce puțin și apoi mai vin odată. Umezesc tot așa niște vată în apă. Am grijă să îndepărtez excesul, că nu e nevoie. După care pam, pam! Eu zic că o diferență se vede. Clar, culorile sunt mai vii. Toată murdăria aia care era deasupra a fost îndepărtată, iar ce vedeți, uite, zone de genul ăsta, asta e cureaua de la cameră, ignorați-o, zone de genul ăsta nu au legătură cu murdăria, alea sunt umbrele făcute de clădiri. Așa cum, uite, și în partea asta, la fel, ar fi vorba despre o umbră, dar sunt mai vibrante culorile și albul răsare mai bine. Acum, nu este o diferență la fel de notabilă, la fel de pronunțată ca în cazul peisajului de iarnă. Ăla era jegos în ultima fază, în ultima speță, săracul de el. Ăsta clar este un tablou mai nou, se și vede. E o reproducere după ceva, cred. N-are semnătură, nimic, că n-am de-astea. Dar cred că arată mai bine la momentul ăsta. Acum, trebuie să mai insist puțin pentru că, uite, sunt zone unde s-a luat mai bine și zona unde s-a luat mai puțin bine. Cred că trebuie să mai insist eu, trebuie să mai insist, trebuie să las mai mult, trebuie să migălesc eventual mai mult cu bețișoare, pentru că, iată, zona asta aici, vedeți ce bine s-a curățat albastru, în timp ce aici a rămas un pic mai întunecată treaba. Deci, cu răbdare și cu multe bețișoare și cu substanța potrivită, cred că poate ieși ceva foarte bine. Dar chiar și în stadiul în care este, eu zic că este totuși o îmbunătățire inclusiv aici. Ce părere aveți? Ai, ce obosită sunt, chiar dacă am încercat eu să mă machiez astfel încât să mai astup un alta, mi-am pus și niște picături ca să mai luminez puține ochiul, dar se simte că na, nu sunt eu în cea mai bună formă. Altfel, ziua continuă în mod normal, imediat ce termin cu voi mă duc să-l mai ajut, să văd dacă mai am cu ce l ajuta pe acolo și s-ar putea să fie nevoie să aduc pe cineva ca să putem oglinda. Că e în hol, deci acolo a rămas, că n-am avut ce să-i mai face mai mult, a rămas acolo la picioarele scărilor și aș vrea totuși să mutăm, dar să vedem dacă ne poate ajuta cineva și dacă o să fie, mă duc, aduc persoana, o duc înapoi. În fine, vedem la momentul respectiv. Da, cu tablourile astea, evident că e foarte plăcută transformarea, știți, mai ales când este o diferență uriașă, cum e cu ăla cu iarna, dar trecând de plăcerea asta, nu știu, mi se pare foarte satisfăcător procesul, știi, că le vezi așa îngălbenite și vai de steaua lor murdare și cu un simplu bețișor sau cu o simplă bucățică de vată și substanța respectivă le trezești la viață, le readuci măcar parțial gloria pe care poate au avut-o sau nu de odinioară. E sentimentul ăla de satisfacție supremă atunci când iese curățarea așa cum trebuie și când le văd frumoase și așezate și ele atât cât pot eu, parcă mă bucur și mai mult că le-am cumpărat la momentul la care le-am cumpărat. Pentru că multe dintre ele, și bufantul mai zice când le vedem așa prin târg, ce Dumnezeu faci cu ăla, nu te uiți la el cum e, uite de ce ramăr, vai dă steau, ia, toate cele. Dar mie îmi plac, dacă simt că e ceva acolo, sub stratul ăla de chestii, lasă să fie, mai ales că nu sunt sume mari, adică niciunul dintre tablourile astea n-au costat mult, toate îmi plac de mor. Un singur lucru vreau să vă mai zic și închei vlogul ăsta, mă duc la treburi, că mâine începe școala. Este un nou an școlar și bineînțeles, dacă este cazul pentru voi sau pentru piticii voștri, baftă multă, succes, să fie un an școlar reușit din toate punctele de vedere. Știu că piticii nu prea sunt la mine, nu prea se uită la mine, mai mult mămicile lor și dacă mai am așa studente. Dar pentru studente începe mai târziu anul școlar. Însă eu din totdeauna am considerat că septembrie este lună de toamnă
și că este lună de început școala, că începe școala, indiferent că asta a fost pe 15, că a fost pe 9, că a fost pe 2, că a fost. Dar întotdeauna am avut așa o sensibilitate specială. Nu pentru traficul ce se declanșează, nu pentru toată nebunia cu rechizitele, cu Iosdanu și așa mai departe, ci în mod special pentru perioada asta. Pentru mine eram bucurător întotdeauna când eram în școală și începea anul, pentru că v-am povestit, eu am fost copil crescut la bloc la asfalt și eu n-aveam copii cu care să mă joc vara, pentru că n-am avut țară și toți copiii care erau la bloc se duceau la țară în timpul verii și își petreceau copilăria acolo. În timp ce eu rămâneam acasă, pentru că toți bunicii mei au avut case pe pământ, au fost dărâmate de Ceaușescu, care le-a dat apartamente. Și au rămas fără casă, la țară. Și eu n-aveam la cine să mă duc. Adică am văzut vaca foarte târziu. N-am prea priceput, cu ochii mei mă refer, n-am prea priceput-o pe asta. Și vara era pustiu, la bloc, cu cine să te joci? Nu prea, erau oameni în vârstă și nu aveam copii cu care să mă joc. Și pentru mine era întotdeauna minunat când începea școala, pentru că revedeam copiii și mă jucam cu copiii. Și revedeam colegii și cel puțin în prima parte a școlii, deci până la liceu, cam tot așa a fost. De la liceu s-au schimbat un pic lucrurile și temperamentul și atitudinea, adică acolo vorbim de cu totul altceva, dar cât timp am fost copil, nu adolescentă, mă bucuram întotdeauna când începea anul școlar și sper că și pentru voi sau pentru piticii voștri este o bucurie și le urez mult succes în anul care o să înceapă mâine, să fie cu noroc. Vă pup cu drag așadar, mai înțeles un cadru două să vedeți progresul, pe unde suntem și să dea Dumnezeu ca vlogul următor să avem și masă și să putem și să așezăm măcar hainele, dacă nu putem să așezăm patul pe care nu-l avem la momentul ăsta, în dormitor. Mulțumesc tare mult că v-ați uitat, vă aștept în secțiunea de comentarii și sper să aveți o săptămână cât se poate de reușită. Pupicios!